dialogul unui filosof cu o cioară. Verea, cu tine este ușor de trăit. Așa ai nevoie și de un soț, ca Dorian Furtună. Nu avem cablu, o perioadă nu am avut nici televizor acasă. Mi-a plăcut mult când ai spus, sunt fata de la țară. Am prășit foarte mult, am, chiar am muncit foarte mult. Poți ridic cu ușurință un sac de cartofi, să-l aduc acasă, nu am nicio problemă cu asta. <laughs> Dar cum arată Dumnezeu? Întotdeauna ești sigură pe ceea ce faci. De ce aș avea emoții atunci când prezint știri? Ce fac eu așa extraordinar ca să am emoții? Se întâmplă în familia voastră vreo furtună? Da, am făcut lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că eu sunt în stare să fac așa ceva. Nu te superi, accepti și te retragi să-ți bei singură cafeaua. Da, am învățat lucrul ăsta. Soție de scriitor. Așa este, Dorian. Să fiu un om bun. de lucru? Noi avem oferte pentru toată lumea. În jur de 8.000 de locuri de muncă, peste 7.000 de utilizatori zilnic, în jur de 2.000 de companii. Creează CV-ul, alege regiunea, alege categorie, caută job. un nou podcast cu o altă eroină. E vorba de Vera Terentev, prezentatoarea de știri, care e fidelă acestui rol de aproximativ 20 de ani. Intrăm astăzi prin biblioteca lor de acasă, imaginar. Vorbim despre copii, maternitate, job, familie, despre țărâncuța care a crescut frumos la Telenești și a venit astăzi și într-un port tradițional care ne reprezintă astăzi, aici, cu Vera. Salut! Salut, Zina! Mulțumesc <laughs> pentru această prezentare! Wow, Mulțumesc mult! Uite, pentru că am văzut că ai aici la podcast a, ce o repede. tradiție, da, <laughs> să intrăm în pâine! <laughs> uh, uh, Ți-am adus cea mai nouă carte a soțului meu, Dialogul unui filosof cu ocioară, o să-ți placă. A pus aici în discuție tot felul de gânduri filosofice. Cioara este unicul element fictiv al cărții. În rest, este o discuție dintre, dintre două personaje, cum se înțelege și din, din titlu. Dar de ce Cioara? Asta Dorian probabil poate explica mai bine. Cioara pentru că el avea nevoie să fie un personaj neuman să poată, pentru că el în calitate de autor a fost în ipostaza, în ambele ipostaze, da? pentru că putea să abordeze orice, orice temă, orice concept din toate punctele de vedere. E foarte intrigant și interesantă cartea. Titlul deja Pare răsunător, așa că neapărat am să o răsfoiesc. Îți mulțumesc, foarte plăcut. Tu încerci cumva, nu știu, soțului tău să-i să faci o punte de legătură mai, mai oh, largă. Nu, oh, nu, nici de cum. Niciodată nu te implici <laughs> în asta? Îl ajut în măsura în care pot. Nu știu. Dar îl ajut cumva în promovare. Da, de exemplu, asta așa, e involuntară. Fac, îmi fac o poză cu o carte în timp ce o citesc și o pun pe Instagram. Îi mai distribui postările care îmi plac tare mult. Când a apărut cartea Iluzia fericirii, cu o copertă frumoasă realizată după o pictură de-a surorii lui Dorian. Mi-am făcut la fel niște poze foarte frumoase cu ea și le-am postat. Plus că, de, de exemplu, uite, de l-am sfătuit pe Dorian în cazul acelei cărți, pentru că sunt așa niște eseuri, niște gânduri, altceva decât a scris până la iluzia fericirii, cugetările unui necunoscut, dialogul filosofului cu o și... În cazul iluziei fericirii, l-am ajutat să împachetez frumos cărțile, pentru că pe coperta acelei cărți sunt desenați niște trandafiri care se ofilesc. Atunci eu am, din ajun, am uscat tot felul de trandafiri pe care îi aveam prin grădină sau îi primeam cadou, i-am uscat așa frumos și când voia să dăruiască o carte, eu un pachetam frumos și puneam acolo un trandafiraș, și legam așa cu ață, îl ajutam. Dar în rest nu, Dorian nu are nevoie de ajutor. Ne, da, e. și Dorian câteodată poate să-mi dea să citesc un fragment din carte în timp ce el îl scrie și îmi spune, uite, eu... Zi-mi impresia ta. Îți place, nu-ți place, cum vezi tu lucrurile? Da, de multe ori îmi dă să citesc și, și îi spun. De cele mai multe ori, desigur că îmi că place, dar am și anumite observații și el ține cont de ele. Cum și eu țin cont de sfaturile lui și recomandările tocmai, lui. Tocmai asta îmi ziceam să te întreb și tu, ai intuit. Tu, la fel primești critici sau uh, niște mici observații pentru Din ieșirea Dorian? Ta zilnică. Dorian nu se uite la știri. Nu? <laughs> la știrile pe care le prezintă. Nu, Dorian nu se uite la, la, la știri. Noi nu avem cablu acasă. De mulți mulți ani nu mai avem cablu. Dar eu mă uit pe internet, la telefon, la toate jurnalele de știri, la știrile, la evenimentele care mă interesează, se uită și el la computer, dar noi nu avem tradiția de a pune televizorul la o anumită oră și să ne uităm la știri. Nu avem cablu. O perioadă nu am avut nici televizor acasă. Bine, profesia mea implică să fiu documentată și informată, dar acum ai tel telefonul și ai acces la toate știrile din lume. Nu avem cablu pentru. În special, am deconectat acest serviciu ca să nu aibă acces copiii prea mult la televizor, la toate, la toate canalele. Dar ca să revenim la Dorian, țin cont de recomandările lui, îl întreb, de exemplu, pot să-i arăt o știre și să-l întreb ceva anume, da? Ce mă preocupă pe mine în acea știre, dacă a fost ok sau, sau ce nu a fost. Îi cer deseori sfatul atunci când am nevoie, de la cine să-l cer dacă nu de la el. Și încă e gratis. Și e gratis. Lui, da? a, el nu-ți scrie cumva pe datorii. Dorian, e o, e o enciclopedie. Dorian e un intelectual al acestei țări și întotdeauna are ce să mă sfătuiască și ce să-mi spună. Cu siguranță e reciproc, are și el ce învăța de la tine. Eu sunt sigură de asta, dar o să confirme el. Să da. vină acest răspuns de la el mai bine. Îl întrebați cu vreo ocazie pe el, da, aș fi și eu curioasă. Cum ești tu ca soție? Ești blândă, felină sau poți să o zgârii uneori? în majoritatea pozelor ce am reușit eu să surprind câteva cadre permanentă, gingașă, caldă, grațioasă. Mulțumesc! Acum de, depinde și de situație, da. Sunt femeie, sunt mamă, sunt soție, sunt jurnalist. Depinde de situație. Cu... Probabil, dacă mă vedeți așa, așa și sunt. Deși unele impresii pot fi false mă refer la telespectatori sau la anumite persoane care pot să mă vadă într-o anumită situație, să trag o anumită concluzie, deși în realitate nu este așa. Dar acasă sunt mamă, în primul rând, pentru cei doi copilași ai mei și mă străduiesc să fiu o soție bună. Este un bărbat interesant, este un bărbat care muncește mereu, mereu muncește și îl înțeleg perfect, dar și mă ajută, m-a ajutat foarte mult de câte ori am avut ocazia în creșterea copiilor. În pandemie, de exemplu, băiețelul nu mai mergea la grădiniță, fetița era micuță, bona nu venea, menajera nu venea, nicio bunică nu venea la noi, și eu mergeam la televiziune, el rămâne acasă cu copiii, și zi de zi, el în general lucrează de acasă. El este în biblioteca lui acasă și el aude zi de zi copiii, tot ce se întâmplă în casă, e complicat pentru el. Dar are nevoie și de intimitate atunci când creează, atunci când. Da, e mai greu. Să... liniște, da? e mai greu să explici fetiței de 4 ani și ori să nu intre la tata în bibliotecă de 100 de ori pe zi, că el este cu gândurile lui, cu ideile lui și are nevoie de liniște ca să se concentreze, dar reușește dacă, dacă are atâtea idei și are atâtea cărți. De asta și îți spuneam că. Ești dedic, își dedică foarte mult timp uh, muncii lui pentru că îi place și eu îl susțin și l-am susținut mereu în această privință. Atât de frumos! <laughs> 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 Cum este să fii soție de scriitor? Bănuiesc că uh, oricum scriitorii se rătrag în lumea lor, oricum ei își creează o lume a lor și nu o face foarte des. Da, îți spuneam, el muncește foarte mult, foarte mult. Pe el nu îl vezi stând privind televizorul un film Întotdeauna alege să citească ceva Să muncească asupra la ceva sâmbătă, duminica, paștele De orice sărbătoare el, el muncește Timp de tine, pentru tine, are, pentru are, voi ne dedică, ne dedică și timp pentru copii Și întotdeauna este receptiv la solicitările mele adică dacă e să rămână cu copii acasă și eu merg la o petrecere sau iată vin la un podcast, el rămâne cu copiii. Pentru e. așa bărbați, hai să bem <laughs> <laughs> să te bucur mereu de liniște și dragoste, în special acum vara, nu-ți avem un roz de vară pe da, da, da. da. <laughs> pentru voi Mulțumesc! Dacă tot am pornit subiectul cu Dorian, și apropo, furtuna, te duce gândul la furtuni. Se întâmplă în familia voastră vreo furtună care greu se limpezește, greu se stăpânește? Aveți furtuni din acestea? Care bănuiesc că în orice familie persistă undeva. Dorian este foarte calm, eu sunt cea mai vulcanică, dar el știe să mă stăpânească și suntem doi oameni maturi, avem în casă doi copii și atunci când avem o discuție mai în contradictoriu, știm să o, să o petrecem această discuție aprinsă civilizată. Doi oameni civilizați, altceva, n-ar putea să o facă decât doar într-o comunicare corectă și sănătoasă. Da, dar să știi că sunt din asta foarte, foarte... Simple, de exemplu, nu știu, mi-aduc acum aminte o situație că voiam să gătesc ceva la rolă, nu mai știu ce bucate, dar îmi trebuiau cartofi uh, de un anumit fel. Deci, mășcați, rotunzi, toți unul ca unul și nu, nu mai știu ce. <laughs> și Doreana a venit cu pur și simplu cartofi, cum fac toți bărbații, piața, așa. Pur și simplu cumperi niște cartofi. Uite, și eu mă aprind două, oh, dar nu, ți-am cerut să-mi aduci cartofi din, din aia <laughs> de care voiam eu, <laughs> pentru că nu se potrivesc la bucatele pe care le, le prepar. Uh, și um, ca să evităm, o te, apropo de furtuni, ca să evităm astfel de situații absolut neimportante, dar care în acel moment, când eu gătesc acel fel de mâncare, sunt importante, mă ocup eu de foarte multe treburi casnice. Dorian nici nu are timp și nici nu-i place și dacă lui nu-i place, el nu face cu plăcere și ce ține de bucătărie exclusiv mă ocup eu, de cumpărături, de casă, de alte treburi de care mi îmi place să mă ocup și în felul ăsta îl izbăvesc și pe Dorian de anumite treburi neimportante pentru el. Verea, cu tine este ușor de trăit. Tu faci tot, bucătărie, curat, copii, cumpărături. Da, și ai nevoie și de un soț, ca Dorian Furtuna. Care să te iubească. <laughs> Asta e important când se completează lucrurile. Da, 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 da. Nu gătești foarte des. Da, zic păi cum, cum să nu gătesc dacă am doi copii acasă? Și da, îmi place, sunt perioade când tot felul de rețete de pe internet le fac, le... Îmi place, îmi place să gătesc. Uite, eu foarte mult timp nu am gătit supe, zamă, tot felul de preparate de asta tradiționale când nu aveam copii. Chiar nu găteam deloc. Până la 30 de ani, probabil n-am gătit nicio zamă, nu am învârtit nicio sarma, nu am făcut clătite, nu mâncam pâine, nu aveam făină în casă. Uite, dacă chiar recent mi-am adus aminte. De la 20 un pic de ani până au apărut copiii la 30 de ani, nu aveam în casă făină pentru că nu găteam astfel de, de bucate. <laughs> Eram pe modul sănătos de viață, mai sănătos, foarte sănătos, sport și găteam foarte puțin. Acum, de când am o familie mai măricică, am doi copii, gătesc, gătesc cu plăcere, gătesc mult tot felul. Chiar am făcut sarmale recent. Gospodină, fata gospodină, nu în zadar, te-ai pornit azi cu ei. E uh... în stilul tău. Da, îmi place. Să știi că îmi place tare mult Ia asta. Am purtat-o vara trecută cu mare drag și să știi că la piesa asta vestimentară, Ia asta, am primit cele mai multe vorbe frumoase din partea oamenilor de pe stradă. Cele mai multe. Deci, nicio rochie de la Chanel sau din altă parte nu se compară cu o IA-ie. Sincer îți spun, chiar rămâneam uimită pe stradă și o mătușă și o doamnă mai tânără. Chiar și anumiți domni îmi ziceau că uitați-vă ce rochie bravo, ce rochie frumoasă, că promovați elementele noastre naționale. nu mulțumim. Și de ce ai hotărât astăzi să... Dublez emoțiile și comentariile din partea tuturor. <laughs> nu, 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 să știi că nu m-am gândit la asta. <laughs> Dar e frumos. E frumos atunci când știi să promovezi ceea ce. Și mie chiar, ne chiar, reprezintă. Îmi, pla și mie chiar, chiar îmi place tare mult. Am și o, o ie tunică de la Valentina Vitrașcu, mai am alte piese și chiar într-o zi o să-mi cos propria ie. Ca să nu plecăm departe de la subiect și să începem cu altul, povestește cum ai cunoscut fortuna vieții tale. <laughs> <laughs> A fost tare de mult în 2005, 2005. la o conferință de presă ne-am cunoscut. Eu eram acolo reporter, venisem să filmez ceva, era un eveniment organizat inclusiv de Dorian, care făcea parte dintr-o organizație de tineret atunci. Eu am venit, m-am făcut treaba, am filmat ce am avut de filmat și am plecat cu cameramanul. Dorian m-a observat atunci și, ulterior, am mai venit la alte conferințe de presă. Astăzi s-a întâmplat la agenția InfoTag. Și am mai venit pe la InfoTag să mă găsească. M-a găsit și. Îmi spunea el atunci că urmează să mai organizeze niște evenimente și are nevoie de numărul meu de telefon. Eu, în calitate de jurnalist, negândindu-mă la altceva, i-am oferit numărul de telefon ca să-mi ofere detalii atunci când va fi organizat evenimentul. Ei, și astfel a pornit totul. Da, nu te-ai gândit pentru început nici că te-ar interesa acest om. Sau ți-a trăzit acolo niște fluturi pe inimă? Nu, eu eram la muncă. Eram la muncă și, în, și prima dată și a doua oară la conferința aia de presă. Și nu, nu mă, nu mă, uitam la el cu alți ochi. Și apoi era, era așa frumos, mă gândeam că cu siguranță are pe cineva. S-ar fi gândit și el așa ca tine. Da, dar uite că ne-am cunoscut și am creat împreună o familie foarte frumoasă. Și cu doi copii. Și cu doi copii absolut superbi. La ce vârstă te-ai căsătorit, Vera? La 27 de ani m-am căsătorit și la 29 de ani am născut primul copil și după 4 ani și al doilea copil, fetița Victoria. Să-ți trăiască. Ești o victorioasă mulțumesc. să fii mamă de fată și de băiat. Da, mulțumesc domnului. Te oprește aici sau îți mai dorești copii? Un copil e o mare bucurie, o mare, mare bucurie și am simțit asta atunci când am născut a doua oară, când am fost însărcinată cu, cu Victoria, pentru că în câteva interviuri am primit întrebarea ce o să faci atunci când o să apară al doilea copil, cum o să-ți împarți bucuria, iubirea de mamă pentru încă un copil. Nu prea știam ce să răspund atunci când eram însărcinată cu al doilea copil, dar bucuria de mamă nu se împarte la un copil 2, 3, 4. Bucuria de mamă crește. Eu am devenit atât de bogată, iubirea de mamă se înmulțește cu apariția fiecărui copil. Și acum dacă stau și să mă gândesc, oare ce simt acele mame care au mai mulți copii? Câtă iubire încape în inima lor? Pentru că pe mine, al doilea copil, m-a îmbogățit emoțional atât de mult, m-a făcut foarte bogată în, în sentimente, în, în iubire. Acum nu zic familiile care au un copil nu simt o iubire enormă față de acel copil. Dar atunci când mai ai încă un copil, simți treaba asta. Pur și simplu simți Crești mai multă odată iubire. El, da, da, odată da, odată da. Simți mai multă iubire. Oferi mai multă iubire copiilor și primești din partea lor mai multă iubire. Ai timp și pentru copii și pentru carieră și pentru bucătărie da, și bai. acasă. Păi, ești păi cum, altfel, păi cum Universală. <laughs> da, toate femeile, probabil, sunt așa, toate femeile, tot, dacă ne, ne gândim, toate femeile au joburi, au copii, au prieteni, casă, bucătărie, le reușim pe toate. Tu, cu siguranță, la fel, le reușești. Încercăm. Încercăm, asta este. Încercăm. Nu avem atât de mult timp pe cât ne-am dorit. Uite, eu nu mai merg la, spor, la sport după ce am născut. Nici după primul copil am încercat câteva luni și am rămas însărcinată cu, cu fetița și n-am mai continuat și nu, uite, de sport nu am timp. Uh, mai fac acasă câte ceva fac mișcare, ne plimbăm foarte mult cu micuții în parc, dar să merg la sală nu am timp. Uite, nu am timp și îmi zic de fiecare dată, uite, la primăvară îmi, îmi găsesc timp, uite, la, la toamnă, dar mi îmi place să fac sport, adică eu nu zic așa, pur și simplu, să merg la sală, că e la modă. Mie îmi place foarte mult, eu am făcut sală de forță înainte de a rămâne însărcinată. Am făcut și yoga o perioadă și îmi place foarte, foarte mult să ridic greutăți, să tonifiez mușchii. Probabil nu mă grăbesc să merg la sală pentru că, hai să zic așa, nu am kilograme în plus, dar îmi doresc să merg la sală pentru tonifiere. Ziceai că îți place să ridici greutăți în viața la fel îți place să ridici greutăți? Cu siguranță. Cu siguranță îmi place. Îmi place să ridic greutăți, merg la cumpărături, pot să ridic cu ușurință un sac de cartofi să-l aduc acasă, nu am nicio problemă cu asta. <laughs> mă referam <laughs> și la greutățile din viață pe da, care da. le întâlnești și dacă fugi de ele. Da, unde să fugi de ele? Cât ajung din urmă? Trebuie să le accepti, aceste greutăți, să le depășești și să mergi înainte. Inspiri, expiri adânc, faci față greutăților, dar unde există viață, viață, fără greutăți? Da, viață fără probleme, zici, ai de sacul de cartofi și m-am prins la ideea. Dacă ești prezentatoare, tu oricum poți să iei sacul cu cartofi, să-l pui în mașină, nu este nicio problemă. Nu ți impune faptul că ești prezentatoare niște reguli sau să vrei să apari în fața lumii altfel asta nu, este o realitate a zilei, adică, de ce? Mă duc și eu ca toată lumea la cumpărături și îmi cumpăr și de aia, și de aia, și de aia. Îmi umplu port bagajul mașinii cu de toate. De ce? De ce n-aș face, face treaba asta? Asta nu înseamnă că toate femeile trebuie să facă treaba asta, dar mie îmi place. Probabil așa sunt eu muncitoare, așa am văzut la părinți. Și îmi place să mă, mă descurc în multe situații singură. Dacă am o situație complicată sau mai puțin complicată, nu vreau să cer ajutorul nimănui, vreau să mă descurc singură, să o rezolv singură și, și sunt bucuroasă după asta, că am reușit singură să fac totul. Așa era și în copilărie sau chestia aceasta a venit în timp, odată cu maturitatea. Nu știu, nu, nu, nu știu, nu mi-a povestit mama multe situații, dar eu având doi frați, unul mai mare și unul mai mic. Uh, ei, băieți, puternici, uh, țin minte, uite, treaba asta că întotdeauna voiam să fiu la nivelul lor. Deci, dacă fratele meu care 10 căldări cu apă, trebuie să le car și eu. Dacă mergem la stomatolog și primul intră fratele meu și nu plânge, intru și eu și nu plâng. Uite, dacă el plânge, plânge și <laughs> Da, da, nu plânge. <laughs> uh, uite, țin minte, țin minte treaba asta din, din copilărie. Uh, nu, am, nu am o soră, am doi frați. Și probabil vine de acolo. Plus că și părinții mei au fost și sunt foarte muncitori. Mama mea este harnică, puternică la propriu și ea. O femeie viguroasă și am probabil de, de acolo treaba asta. Și nu, nu mă laud cu asta, dar nici nu mă stânjenesc. Adică dacă eu pot să rezolv o situație din familia mea singură și nu am nevoie de ajutorul soțului, de ce să nu fac? Mi-a plăcut mult când ai spus, sunt fata de la țară. Da, da, așa și sunt, fata de la ordinar. Și întotdeauna am spus treaba asta, Ni niciodată nu m-am uh, rușinat uh, și niciodată nu am vrut să pară altfel, deși poate uneori cineva poate să zică că, că sunt mândră sau sunt într-un fel sau altul. Nu, nu, mândria nu mă, nu mă caracterizează. Știi, noi, cei de la țară, în copilăria mea, am mers foarte mult la biserică. Așa era tradiția. Eu am cântat în corul bisericii, după ce corul școlii, care mergeam la biserică și cântam pe trei voci, ne urcam acolo la balcon, era foarte frumos. Și o perioadă chiar mergeam în strană și cântam acolo. Și mergeam, mergeam des la biserică, până în clasa nouă, când am plecat la liceu deja. Acolo, nu știu, n-am putut să merg la, la acea biserică din, din, acea localitate, dar în biserica din satul natal am mers și am mers cu plăcere. O și... mai faci și acum? Acum nu. Nu, pentru că nu am, găsit, nu am găsit acel loc unde să mă duc, să stau acolo în smerenie și în tihnă. Nu am găsit acel loc. De când am venit în Chișinău, am fost la câteva biserici, după recomandare, și nu, nu, nu m-au prins. Mai vizităm împreună cu copiii uh, vreo mănăstire, le interesant și lor. Vreau să știe și aceste ritualuri, tot ce se întâmplă. Se știe că soțul meu are o altă părere despre, despre religie și băiatul meu, mare Răzvan, știe câte ceva, soțul încercă să-i explice dacă el pune, pune, diferite întrebări, că e deja mai măricel și vine acasă și poate să te întrebe, dar cum arată Dumnezeu? Tata, cum arată Dumnezeu? Dar mama, da, Iisus Hristos, da, au fost întrebări din astea în ultimul timp, pentru că merge la școală, mai aude, aude și el dintr-o parte, din, din alta. Și atunci trebuie să-i oferi anumite răspunsuri. Eu îi arăt anumite uh, biserici, anumite mănăstiri, soțului explic anumite lucruri ca să știe mai multe. Zicea de Dorian, uh, aveți diferite viziunii religioase? Uh, da, da, îți povesteam că eu am, uh, eu am crescut uh, mergând la biserică. Mi-aduc mi aminte, mergem la ve vecernie, seara, sâmbătă, pe urmă, duminică, la slujbă și nu mâncam. Dar Dorian, da, are altă părere, asta, el scrie despre asta, este, este dreptul lui. Dar este ortodox, credincios? Da, da, este ortodox, dar el are alte explicații pentru, pentru tot, e absolut normal. Avem discuții în contradictoriu, uneori, dar asta, asta nu înseamnă că el vrea să mă schimbe pe mine sau eu să-l schimb pe el. Și le arătăm copiilor toate adevărurile ei vor alege deja când vor crește mari, exact, care exact. adevăr este adevăr. Da, da, exact, exact. Da, trebuie să le spui totul copiilor potrivit vârstei. Deci la, la șase ani îi explici un pic, la opt ani un pic mai mult urmează ce alte vârste și în felul ăsta îi faci cunoștințe cu, cu una, cu alta. Exact, despre ce povestești mă regăsesc și eu undeva și acele timpuri Probabil au fost cele mai sincere. Cele mai frumoase. Uite, eu despre copilăria mea, mi-aduc aminte cu drag. A fost o copilărie foarte frumoasă, deși eu aveam câteva jucării. Aveam câteva popuși. și atât. Deci nu aveam păpușă, mașină de spălat, bucătărie, cum, cum are fetița mea, coșuri pline cu jucării. Aveam câteva jucării și eu le croșetam, păpușilor mele le, le împleteam, le împleteam hăinuțe. Mama m-a ajutat să îi, să le cos hăinuțe, spălam aceste hăinuțe, le îmbrăcam, le, mă, mă jucam cu ele. Am avut foarte puține jucării, dar noi, noi în copilăria noastră, din acele vremuri, noi nu aveam nevoie de jucării, noi aveam nevoie de timp. Nouă ne lipsea timpul. Eu am muncit în copilăria mea foarte mult, ca toți copiii de atunci. Deci toată vara punem murături, facem compot, facem dulceață, punem prune la uscat, punem mere la uscat, facem aia, facem aia, mergem la prășit la deal. Am prășit foarte mult, am, chiar am muncit foarte mult cu sapa, deși nu mi era dragă. Acum mi-e dragă. Acum mi-e drag să... Te să... refugiezi undeva când da, chiar vrei îmi... să meditezi. Da, da, chiar îmi place, chiar îmi place să grădinăresc, că am acasă mai multe flori și mai mereu le schimb, ghiveciul găsesc să le așa, să le despart. Chiar îmi place treaba asta și vine de acolo, din copilărie, pentru că am muncit alături de părinții mei pe deal am muncit mereu acasă și noi trebuia să ne facem toate treburile prin gospodărie, să dăm de mâncare și apă la toate păsările și animalele și după ce puneam totul la punct, mergeam pe toloacă la joacă. Și era foarte frumos, ne jucam, erau foarte mulți copii atunci, acum satele, satele sunt pustii, dar noi nu aveam nevoie de nu aveam nevoie de jucării. Și nu avem nevoie uite, A mai declarat cineva la tine, am mai auzit treaba asta. Eu, în copil mea, nu am mers la mare niciodată. Și nu am tânjit după asta. Dar niciun copil nu mergea la mare atunci. Foarte puțini care mergeau la mare. Noi mergeam la tabere de odihnă. Eu eram eminentă și mergeam de două ori la tabără. și deci, la în început de sezon. Hmm. Și erai avantajată. La... Da, da. Și asta era o mare bucurie pentru că toți făceau treaba asta. Noi, noi ne jucam. Era o chestie absolut normal. Nu erai frustrată. Nu simțeai niciun disconfort că nu mergi, că nu mergi la mare. Chiar nu, nu aveai cu cine să concurezi. Da, da, da. ce ce se întâmplă acum? Copiii au sute de jucării, sute de posibilități, terenuri de joacă care mai de care. Și vine copilul și îți spune. Uite, e iarna, e frică afară, dar colegul meu se duce la mare. Pentru că le zici, da, ne ducem la mare când va fi vara. E bine, se duc la mare în Egipt, în Grecia, da, și da, atunci da. pot și... cuprinde da, toate și copilul vine, Da, copilul vine și îți spune că nu se merge doar o dată pe an la mare, poți să mergi de mai multe ori la mare. Că uite, ăla se duce acolo, uite, ăla se duce acolo, uite, ăla are asta. Și ei, acum, copiii au atât de mult dar sunt și frustrați, pe de o parte, pentru că ei iau mult, mult, dar vor și mai mult, vor și mai mult pe, pe zi ce trece. Ceea ce nu eram noi. Și unde duce toată eram. asta, Vera? Unde duce drumul acesta? E complicat să spunem acum unde o să ducă drumul ăsta. Pe noi, cei din anii generația 80-90, ne-a dus bine. Noi am știut să muncim de mici, Chiar dacă părinții nu ne, nu ne corcoleau, că acum foarte mult se discută despre subiectul ăsta, că uite, am ajuns un adult cu probleme, pentru că părinții nu mi-au spus bravo, părinții nu mi-au spus că mă iubesc, părinții vorbesc la general, adică exact. ceea ce am auzit, în auzim des acum la diferite emisiuni treaba asta. Eu nu simt treaba asta. Eu nu simt uh, nicio problemă că părinții mei nu mi-au spus niciodată în copilărie că mă iubesc. Pentru că nimeni din jurul nostru, alți părinți, nu spuneau treaba asta. Nu se spunea, nu, nu, se, vo, nu se vorbea, dar este altceva. Noi am simțit că părinții noștri ne iubesc. Noi simțeam. Nu trebuia mama să, să, să ne spună: Vină, uh, iubirea mea la mine. Noi simțeam că părinții ne iubesc. Și punct. Dar noi nu oferim dragoste mai puțină, chiar dacă le spunem copiilor noștri, exact, iubirea exact, mea. Asta exact, Asta e paradoxul. Da, și, și părinții noștri nu ne-au oferit mai puțină dragoste dacă nu ne-au spus treaba asta. Orice părinte, din orice perioadă, sunt sigură că el a vrut să ofere toată dragostea unui copil. Dacă ne gândim la străbunicii noștri, în ce vremuri au trăit, și ei cu siguranță nu spuneau copiilor te, te iubesc, eu, de exemplu, țin minte foarte bine pe străbunica mea, Vera. Noi îi ziceam Necuța. Și porți numele ei. Da, da, în cinstea ei și în cinstea bunicii de pe tata. La fel era Vera. Și am avut o bunică și o străbunică, Vera. Și eu am cunoscut-o îmi aduc aminte foarte bine de ea, ce îmi povestea, stăteam cu ea la sfat, îmi povestea despre al doilea război mondial, despre foamete. Uite, dacă îmi aduc aminte de necuța, îmi imaginez cum ea torcea. Avea fuiorul, nu știu dacă mai este corect, da, cu lână și de acolo tragi puful ăsta de lână și îl sucești și aici se, firul de lună se rotește automat pe, pe fus. Nu știu, că n-am mai vorbit cuvintele astea de zeci de ani. Uite, necuța mea este așa, 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 o, așa o, țin minte. Și uh, apropo că ți spuneam de sarmale, am făcut recent, dar chiar dacă n-am făcut 30 ani și, și ceva sarmale, eu știu să fac sarmale. Și m-am prins la gândul de unde știu să fac sarmale dacă, dacă nu am făcut sarmale. Știu de la necuța. Ai văzut. Am văzut la ele, se, se făceau la, atunci când la masa de pomenire, când deceda cineva. Și veneau toate mătușele astea, se așezau în jurul covată, da, așa se zicea, covată, acolo era plină cu, cu frunze și cu această umplutură pentru sarmale și ele cu mânuțele ale, ale, lor strâmbe și făceau niște sarmale mărunțele, mărunțele, frumus, frumușele, ascuțite. Și uite așa ale, bine că nu le fac eu chiar atât de bine, îți trebuie un pic de experiență, dar eu am văzut treaba asta în, în copilărie mea și multe, multe alte lucruri le-am văzut și noi simțeam dragostea asta, dar ce bunici ne-au spus nouă, vine dragul varba. meu la bunica că te iubi iubesc, <laughs> că ești frumoasă, că ești dulce. N-am mai zis bunica niciodată așa, dar noi am simțit întotdeauna dragostea asta a lor. Vorba părinților și a bunicilor era, vezi și prinde. Exact, exact, da, da, asta spunea și mama. Atunci când cocea pâine în special, când frământa aluatul așa cu, cu pumnii, că îți trebuie efort, o covată de aia plină cu aluat sau cozonaci, când se făceau cozonaci, trebuia să fie liniște în casă și nici nu trebuia mama să-ți repete. Uite, noi am crescut cu treaba asta. Când se face plămă de la pentru pâine sau pentru cozonac, trebuie să fie liniște în casă. Nu trebuie să fie sfadă, că dacă e sfadă, nu crește pâinea. Și noi știam, noi copiii știam de treaba asta și trebuia să, să stă cu minți. Și eu mă bucur că am avut așa o copilărie, cu foarte multe, cu foarte multe amintiri. Nu știu ce o să-și amintească copiii noștri, noi încercăm să le oferim o copilărie cu colorată, cu multe amintiri, dar așa sunt vremurile, nu avem ce face. Acum nu mai văd copiii noștri o bunicuță torcând lână sau făcând alte chestii. Mă gândesc că bunica ta ați povestea despre război, tu povestești copiilor tăi despre gustul pâinii de acasă, despre liniște, despre toloacă. Da. Și, la rândul lor, copiii noștri vor povesti despre gadgeturi, despre internet, despre rețele de socializare. Totul așa se întâmplă ca un lanț pe care ne legăm. Dar da, nu știm ce va fi. Nu știm ce va fi peste 30 de ani, ce va fi peste 50 de ani. Deci nu, nu știm. Nu știm și tu de frumos mai dus în povestea copilăriei noastre. Probabil totul are legătură cu cămașa ta. Eu tot mă leg de ea. Eu, povestind, am simțit acel miros de acasă. Da, miros miroase când pâine, miros de pâine, miros Da, îți mulțumesc că doctor. ai adus starea asta da. dar Nu mă, știu mă, cum. Că e foarte frumoasă, miros de pâine Miros de fân, când aduce tata fânul Acasă pentru Pentru văcuță Și de, eu și acum Sunt foarte recunoscătoare că noi mai avem Eu mai am posibilitatea Familia mea are posibilitatea să Mâncăm pâine coaptă de mama să mâncăm unul ușor de casă, o bucățică de carne de casă, pentru că ea îți aduce aminte de, de copilărie și mă bucur pe de-o parte că pot să le ofer copiilor și produse de calitate de la țară. Îi lași să meargă la bunici singuri? Singuri nu. E departe, mergem împreună cu mașina. E micuț, răzvânel, nu știu, să vedem vara asta. Are prima vacanță. El a mers întotdeauna la grădiniță, nu a avut vacanță niciodată la grădiniță. Și nu a rămas la țară singur fără mine, dar lui îi place foarte mult îi place la țară. Ai încredere să i lași cu bunicii? Dacă va vrea el, da, da, sigur, e băiețel cel, deși inima mea de mamă, <gângătări> nu știu ce va zice, eu sunt mama care nu i-a lăsat nicăieri să stea așa cu săptămânile întotdeauna copilul să fie alături de mine, de aia și-am insistat foarte mult după ce l-am născut pe Răzvan și pe Victoria ulterior să fiu alături de ei în primii ani de naștere. Nu ți-ai luat nicio bonă niciodată? Nu ai avut timpul tău? În cazul lui Răzvan, am stat doi ani și alături de el. Am refuzat orice ofertă din televiziune care venea, pentru că așa am vrut eu. Eu chiar am vrut să fiu alături de băiețelul meu din prima zi, lună de lună să fiu alături de el. Asta și pentru că l-am alăptat un an și opt luni, pe fetiță trei ani și ceva. Și E Și e important să, să fii alături de copil. Toate studiile arată că în primele luni, în primii doi ani de la nașterea copilului, atunci se formează atașamentul ăsta mamă-copil. Și, și uh, mulțumesc că am avut curajul să refuz atunci anumite oferte care veneau din televiziune sau le-am amânat pentru mai târziu și am fost alături de, de, copilul meu și eu am fost o mamă care zi de zi am fost, nu, nu puteam, nu puteam să-l las nici de cum. Dacă mergeam la o ședință foto, bine, era împreună și cu copilul, dacă mergeam singură îmi făceam atâta griji, dacă lipseam jumătate de zi de acasă eram, oare ce face, oare nu știu, veneam și îl simțeam așa că parcă am pierdut conexiunea cu copilul meu. Eu am fost o mămică, mă refer la perioada asta de bebelușenie, voiam să, să i prind primul cuvânt, când va rosti primul cuvânt eu să fiu acolo, lângă bebelușul meu, când va face primul pas. Îl alăptam și dormea mult în brațe și Răzvan și Victoria le-a plăcut tare mult să, să stea în brațe și îi țineam că orele în brațe și îi admiram cum, cum stăteau și cum zâmbeau un somn și când prindeam cât un uh, hohot de același globiu, știi, când bebelușul doarme <laughs> și zâmbește în somn, păi, nu știu, mie, mă, mă topeam toate, Iubire cu siguranță știi. Iubire da, necondiționată. Dar știi despre financiar, ce Dorian, își permite cumva să aibă grijă de toți. Da, pentru da, că da. multe femei ies la lucru și din motivul financiar. Corect, 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 da. Aici nu judec absolut pe nimeni, nu, nu judec. Sunt situații și situații când mama trebuie să se întoarcă la muncă într-o anumită perioadă, așa o obligă serviciu sau este nevoită din punct de vedere financiar, sunt situații și situații, nu poți să zici, uite, așa e corect. Eu mă bucur. Și mulțumesc, domnului, că am avut această posibilitate să, să stau în cazul băiețelului doi ani și acasă cu el. Pe urmă a stat cu mama mea o perioadă, câteva luni bune și după aia s-a dus la grădiniță. Cu fetița am ieșit un pic mai devreme, după un an. Deci un an de zile am stat non-stop cu ea. Și pe urmă am ieșit la muncă, dar doar câteva ore pe zi și atunci am apelat la o bonă. Tantilena, care e o doamnă extraordinară și ne mai ajutau și bunicile, desigur că dacă se îmbolnăveau, trebuia atunci non-stop să stea cineva cu ei și mai venea soacra mea, mai venea mama mea, dar atunci când mergeam câteva ore pe zi, 3-4 ore la muncă, stătea cu bona și câteodată o lăsam pe fetiță dormind și veneam și e tot, dormea nici nu știu de, de seama că mama a plecat. Dar mă rog, era și măricică, avea un an și știu cum, bebelușii când sunt micuți de câteva luni, dacă vede că mama pleacă, ei ce înțeleg? Că nu o să mai vadă pe mama și de-aia plâng și sunt stresați. Atunci când sunt un pic mai măricei, ei pot să înțeleagă că mama pleacă pentru câteva ore și mama vine, mama nu te abandonează. Ce dulce vorbești despre copii. Să te asculti, să te asculti da. la, la nesfârșit. Tu ai copilăricii tu până la 20 și ceva de ani. Da, până să te căsătorești, te-ai bucurat de libertate. Cum a fost acea libertate pentru tine? O libertate cu multe griji. Am făcut liceul stând la bunica mea, departe de casă, și știam că trebuie să învăț, să învăț, să învăț, pentru că doar de mine depinde viitorul meu, ce voi face eu în viață. Nimeni nu are cine să mă ajute. Și venind de la Chișinău, pe atunci îmi părea Chișinăul ăsta enorm de mare. Și de străin, știam că trebuie să învăț. Să învăț că astfel poate voi reuși ceva. Eu fiind la facultatea de jurnalism, pe atunci erau doar câteva posturi de televiziune. Deci era televiziunea de stat, televiziunea publică și mai erau vreo două televiziuni private, care aveau redacții relativ mici, o emisiune, două și atât. Și atunci învățam, dar stăteam undeva cu acel nod în gât. Unde o să reușesc să lucrez eu în televiziune? Că sunt puține televiziuni, dar jurnaliști suntem mulți. An de ani facultățile de jurnalism uh, ies zeci și zeci de tineri de acolo care trebuie să se angajeze. Iar eu vin de la țară. Uh, nu ai avut direcții pile, fă... oameni da, da, nu, se nu, deschidă ușa. Nici de cum. Nu, nu, nu aveam de unde și uh, fără ca mama sau tata să mi spună lucrul acesta, eu înțelegeam. Nu are nimeni cine să mă ajute. Nu are nimeni cine să pună un cuvânt bun. Nu să te împing așa. Un cuvânt bun, știi, spus uneori, te poate ajuta. Eu știu că nu are cine să-mi pună acest cuvânt bun, pentru că doar de mine depinde. Cum o să lucrez, unde o să lucrez, ce o să fac pe, pe viitor. Și cum a fost parcursul? Cum ai ajuns totuși prezentatoare TV? Am participat la concurs și atât, adică am venit la concurs, am participat și <laughs> așa a fost, da, am participat la concurs, se anunța vreun concurs sau, nu știu, aflai de la un coleg de la facultate și uh, mergeam, uh, deși întotdeauna mergeam cu starea asta că o să fim mulți, vedeam că sunt mulți, zeci, sute, aflam că a fost concursul și la ULIM și la Universitatea de Stat și la SEM și acolo și acolo s-a mai făcut uh, pentru a selecta un prezentator de știri. Dar eu mergeam, hai să văd. Deși eram studentă, adică eu am început să prezint știri la 20 de ani, în timp ce eram studentă. Și am fost selectată. Și atunci când am, când am ieșit la TV7 pentru prima dată să prezint știri, mă gândeam, am avut gândul ăsta de ce pe mine, cu, cu siguranță, sunt alții jurnaliști cu mai multă experiență. Adică, măcar să fi terminat facultatea de jurnalism. Eu eram anul 2, anul 3 de facultate. Și Dar totuși... am reușit. Probabil a fost, am avut și un pic de noroc, adică am fost omul potrivit la timpul potrivit. Și totuși, de ce crezi că pe tine anume te-au ales? Azi, făcând o retrospectivă la toate emoțiile tale de atunci, prin ce ai cucerit? Nu știu să zic, nu știu, nu știu. Pentru că eu când m-am dus la concurs, Mă gândeam așa. Trebuie să am o ținută bună, trebuie să am o voce sobră, așa, dicție, pentru că noi nu învățam dicție, ritm, voce și toate astea la facultate nu le-am învățat. Deci noi la facultate. Știi, da, învățăm ce este un reportaj, ce este un interviu, cum se realizează un interviu și toată, toată teoria, dar nu am avut atunci, pe timpuri, nu știu ce se face acum, pe timpurile mele nu erau ore în care să te învețe să fii prezentator de știri, să te așezi la masă într-un studio și să să poți prezenta o știre. Nu, am făcut doar, mi-aduc aminte, jumătate de an de Arta Vorbirii cu actrița Paulina Zaftoni, care ne-a ne, -a, ne -a învățat da, să rostim corect, să se audă toate literele, dar la un prezentator de știri are nevoie de mai mult. Nu doar să rostească corect, pentru că poți vorbi corect toate cuvintele, dar să nu ai acel ceva care să-ți fie necesar pentru a fi un prezentator bun. Și uite, m-am dus la concurs fără ca să pun prea mult accent pe fizicul meu. Țin minte că mi-am strâns părul așa într-un coc, nu mai țin minte, n-am idee ce machiaj mi-am făcut, dar deloc n-am pus accentul pe, pe, exterior. Eu mă gândeam așa cum să prezint, cum să par, cum să par matură. Uite, atunci când, am, când prezentam știri la, la TV7, aveam 21-22 de ani. Eram un copil. Ce știam eu despre inflație, despre emoțiune de cenzură, ce face guvernul, ce face parlamentul și, și tot așa. Știam foarte puțin, adică trebuie să recunoaștem. Nu ai cum la vârsta, dar nu ai cum la vârsta aia să, să cunoști, nu ai cum. Și eu voiam întotdeauna să prin modul în care prezint știri, să ofer un plus de credibilitate modul în care prezint pentru că eram tânără și îmi dădeam seama de treaba asta. Și vreau ca Republica Moldova să aibă prezentatori uh, cu experiență. Adică să nu mai avem. Uh, doar prezentatori tineri. Cum a fost o perioadă, adică peste tot erau eram doar fete tinere la TV. Da, asta te-a crescut, asta dar, a... da. Da, educat. Exact, jurnalist. dar n-ai de unde să vii, adică nu poți să ai 40 de ani să vii de cu tot un alt domeniu și să începi a prezenta știri. Da, și asta este o Orice chestie. Orice început este greu, dar ți acest greu pe parcurs, ți s-a dat tot mai ușor și mai ușor, cu mai mult drag și mai mult drag. Ziceam că ai copilarit până la 25 și ceva, pentru că la 25 de ani l-ai întâlnit pe Dorian. Nu, mai devreme, mai devreme, nu, cam atunci cu TV7, cu... V-ați întâlnit o perioadă mai lungă. Da, da, noi am foarte mult timp am stat așa împreună, da, da, ne-am cunoscut uh, foarte bine până ajunge să ne căsătorim. Nu ești tu așa de ușoară cum ne pare nouă, trebuie să te asiguri de fiecare detaliu, de fiecare vorbă, de omul care ți este alături. <laughs> nu știu, cu, cu Dorian am știut că el este, el este cel... Uh... Care o să fie alături de mine. Am simțit treaba asta. Chiar din, din primele luni, am simțit, chiar dacă nu, nu mi-a spus, tu, vei fi soția mea sau ceva de genul, am, am simțit treaba asta, nu știe să cucerească. Te-a cucerit pe deplin. <laughs> da. <laughs> Rolul acesta de prezentatoare de știri, cumva ți a impus niște momente sau te-a sensibilizat niște situații. Există o distanță între tine și fiecare știre? Dacă te referi la... Dacă am devenit mai sensibilă, uite, după ce am devenit mamă, am devenit mai sensibilă la știrile despre copii bolnavi de cancer, despre, doamne ferește, copii care mor în accidente rutiere, ceea ce nu era până la apariția copiilor. Da, am simțit treaba asta. Deci, dacă prezint o știre de genul ăsta, pur și simplu nu mă uit la imagine, nu mă uit pentru că îmi vine să plâng. Pentru că este, sunt trezite toate sentimentele astea de, de, mamă și nu ai cum să te uiți la un, un accident unde a decedat un copil, un bebeluș. Deci acum mă ia cu emoții. Da, mie, dar și în alte situații. Uite, prezint o știre unde persoanele vârstnice se plâng, își arată sacoșa goală, că au o pensie de 1200 de lei și le-au venit facturile extrem de mari și efectiv nu au ce să-și cumpere. Și îți spune că, spun în reportaj că, uite, am luat, mi-am cumpărat oase, mi-am cumpărat oase și niște cereale, care sunt cele mai ieftine. Nu ai cum să te uiți la știrile astea, pentru că avem și noi părinți, avem și noi bunici și te sensibilizează, da. Pe de o parte, dar, pe de altă parte, este și acest concept că prezentatorul de știri cum trebuie să se detașeze de știrile pe care să le prezinte. Adică, nu poți chiar, știi, să începi să plângi, mă rog, se mai, se mai întâmplă, dar cred că treaba asta este regizată. Dacă se mai întâmplă chestii din astea, se mai cadă vreo lacrimă sau mai ridice sprânceane sau mai faci tu așa un accent, astea sunt chestii, chestii regizate. Nu știu ce să zic. Eu prezint așa cum simt. O te simt de când am devenit mamă că mi-e mai greu cu, în anumite situații, când prezint anumite subiecte, ceea ce nu era până până la. Nu încerc să joc. Eu nu știu cum se privește dintr-o parte, adică trebuie să-mi spună telespectatorii. Încerc să mă mai reinventez, să nu, să nu rămână în urmă, știi, cu... Cu felul. Noile tendințe. Cu noile tendințe, da, da. Pe parcursul celor 20 de ani, de când tu ești prezentatoare de știri, ce întâmplări te-au marcat sau poate au schimbat cursul ideilor tale? Ai avut momente care te-au călit sau. Te refer la diferite situații da, care au exact. în platou? Da, da nu știu să-mi aduc aminte acum, nu știu. Poate a fost vreo situație, situație care a apărut așa, pe nepusă masă și nu ai știut cum să reacționezi. Poate o întâmplare care, uite, a rămas. Uite, nu mi-aduc aminte, nu mi-aduc aminte vreo situație de asta, poate îmi vine pe parcurs și îți spun. Cert este că eu nu, mă, nu, am avut niciodată emoții atunci când am prezentat știri și chiar dacă mi-aduc aminte de primele jurnale de știri din primii ani, deci pe mine nu mă ia cu emoții. Deci nu, și nu am înțeles niciodată treaba asta cu emoțiile, că prezentatorii de știri, uh, adică am primit de multe ori întrebarea asta, da, aveți emoții atunci când prezentați știri? Nu. De deci ce aș avea emoții atunci când prezint știri? Ce fac eu așa extraordinar ca să am emoții? Gândește-te că un chirurg face transplant de inimă sau o altă intervenție pe creier sau multe alte lucruri care se întâmplă pentru prima oară extrem de complicate și de responsabile. Acolo ce este? Dacă eu am emoții, atunci când vin în platoul de știri, mă așez la masă acolo unde practic este ca, este ca o a doua casă, nu am știri. Altceva este că în lucru de zi cu zi apar diferite situații stresante, apar diferite momente tensionante. Nu știu, uite, de exemplu, ești reporter și ești trimis să faci un interviu cu o persoană influentă. Da? Dar atunci ai emoții să pui o întrebare complicată, să să-l provoci pe, acel, pe, acea persoană la ceva. Sau ești prezentator de știri, se stinge lumina. Sau prezinți știri, ai în prompter toate textele, le ai și pe foaie, știi capcoadă despre ce este jurnalul tău și se întâmplă o tragedie. Explodează ceva, Doamne ferește, se... Ai avut asemenea situații? Ai avut vreun caz? Da, pe parcursul anilor, probabil că au fost, dar uite atunci trebuie să-ți demonstrezi toate calitățile pe care le ai, pentru că în zi de zi, când te așezi în fața microfonului și prezinți știri, ce poate fi acolo emoționant. Da, când se întâmplă o situație de asta, uite acolo trebuie să ieși cu bine, să ai toate cuvintele la tine, să. Să nu te pierzi, să nu te înroșești, pentru că atunci este o situație stresantă. Îți începe să-ți se bată inima foarte tare, se ridică adrenalina, se crește cortizolul, stres, nu știu ce. <laughs> Dar fiecare și cunoaște e lucrul lui. Da, da, da. Și de ce să fii zi de zi emoționat la locul de muncă? Oare toți oamenii sunt emoționați? Toți oamenii sunt responsabili la locul de muncă, că face una sau că face alta noi, prezentatorii de știri, jurnaliștii, de ce am fi atât de emoționați? Nu vorbesc acum de toată lumea, poate cineva într-adevăr așa mai este, este așa, poate are alt temperament. Nu zic acum de toată lumea, sunt opinii care spun că da, cum să n-ai emoții, că nu ești robot, că dacă ai fi robot, da, n-ai avea emoții, suntem oameni și avem emoții. Eu nu am emoții și niciodată n-am avut. Din, din contră, câteodată mai... Exist... Nici la nontă nu ai avut emoții. La nuntă nu. Nu, nu. au fost tot cu soiul. Da, e, e un amalgam de tot felul de, de sentimente. N-am avut emoții la nuntă. Am avut îngrijorări să-mi iasă totul bine. Eu am început împreună cu Dorian să planificăm, să organizăm totul ce ține de nuntă cu un an înainte. Pentru că ne-am dat seama că cu un an înainte trebuie să ne alegem sala pe care ne o dorim, pentru că este ocupată, să ne alegem ziua dacă vrem, într-o ziua anume, dacă nu vrem, pur și simplu hai pe data aia. Și cu un an înainte, am avut această posibilitate să alegem și ziua. Și tot. sala, da, 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 da. Și pe urmă a fost o pauză, o pauză și când s-a apropiat evenimentul, încet cu încetul, am, am apelat și la o agenție atunci care ne-a fost de, de, mare ajutor și a fost frumos. <laughs> Oricum au fost emoții, chiar dacă zici că n-ai avut emoții. Nu, am avut to da, tot, da, tot felul, tot felul de emoții. Te, să iasă totul bine și așa, schimbăm rochea, facem aia, vine, venim atunci, facem aia, A fost totul așa planificat pe, pe ore pentru că noi ne-am organizat nunta, adică nu a fost așa, știi, eu nu știu cum să vii să la nuntă și să-ți organizeze părinții nunta, tu doar stai și, și dansezi. Noi ne-am organizat, eu știam totul ce trebuie să se întâmple, îi mai pregătisim vreo surpriză soțului, țin minte. El nu mai știa tot, tot chiar ce, ce o să se întâmple, <laughs> pentru că eu m-am ocupat în mare parte de organizare, el s-a ocupat de alte treburi. Nu, dar, dar ai zis de la început că ești femeia ce își asumă roluri pe de deplin, atât casnice, bănuiesc că în serviciu ești cam la fel. Dacă, dacă le pot duce, de ce nu? De ce nu? Cum ești în echipă? Asta trebuie să o zic colegii. Dar trebuie. la fel încerci să-ți asumi totul sau distribui fiecăruia câte o parte? Într-o redacție de știri, fiecare are treaba lui, fiecare știe ce trebuie să facă. Deocamdată merg doar câteva ore pe zi la muncă, nu sunt toată ziua în redacție, pentru că continui să stau acasă cu fetița mea, urmează să revin în regim de plin, și atunci poate mai fac și altceva, poate urmează lucruri, dar în echipă sunt veselă. Poate vorbesc mai mult decât trebuie. <laughs> um... Sunt cu picioarele pe pământ, așa cum am fost eu întotdeauna. Ai fi gata să te întorci la reporterie? Da, cu siguranță. De ce nu? Chiar mi-ar plăcea să am timp pentru asta. Pentru că prezentatorii de știri nu au timp. Și la TV7, și aici la NTV Moldova, când lucram toată ziua, făceam o rubrică știri pe scurt. Deci, câteva știri până în 5, 6, 7 știri le luai, le redactai, le scriai și e muncă și acolo. Adică, în, în loc să mergi pe teren, faci munca aia din oficiu. Trebuie să o facă cineva. Dar am, am fost pe teren, de câte ori a fost posibilitatea, am fost pe teren, îmi place, îmi place să pun întrebări. Aia cu, aș, merge, aș face cu plăcere. Întotdeauna ești sigură pe ceea ce faci, pe ceea ce vrei, pe ceea ce urmează să decizi? Nu am fost niciodată suficientă. Întotdeauna, uh, uite și la acest interviu, o să mă uit și o să zic, uite acolo, trebuia să nu spun asta, uite acolo mi-a scăpat asta, asta să mai completez ca să fie, știi, răspunsul uh, uh, integru și să nu, să nu să nu las loc de interpretări. Uh, sunt autocritică, asta e cert. Întotdeauna uh, știu că trebuie de făcut mai bine lucrul. Și place, îmi place că am treaba asta pentru că nu mă complac în situația în care sunt. Știu că trebuie să învăț mai multe să-mi fac timp să învăț, să învăț de la copiii mei, de la soț, de la, de la toate experiențele de zi de zi. Nu ești scandalagioasă. Încerci cumva permanent să menții starea asta de echilibru în tot. Asta probabil vine și cu anii, dacă mi-aduc aminte de începuturile mele în televiziune, mă alarma orice, orice gafă, că în reportajul ăla s-a scăpat uh, greșeala aceea, că acolo și mă alarmam așa. <gângânt> nu, mă aprind, mă aprind repede. Nu sunt eu așa foarte, foarte, foarte liniștită, dar este important că odată cu trecerea anilor să capeți acel echilibru și să poți rezolva o situație așa, cu calmitate, să poți să-ți atribui să iai o decizie bună, rapid, într-o situație complicată, dar să, să poți lua o decizie bună atunci când trebuie. Îți asumi uneori mai mult decât poți duce? Da, 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 da. Da, am făcut lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că eu sunt în stare să fac așa ceva. Deci, eu... da. deci faci Ca ceva de exemplu, ce situație ți-a ți depășit puterile? O, nu, o să, nu o să intru acum în detalii, dar a fost, au fost situații mai multe când chiar am fost mândră de mine, de familia mea, că am putut face asta. Și în jobul tău cam tot așa sună. Urmează, eu cred că urmează proiecte interesante și în jobul meu. Dar cert este că mie îmi place munca de prezentator de știri de reporter, de, de a scrie, de a, a le aduce oamenilor informații și și aș vrea să continui și în această direcție, cu siguranță. Adică nu, nu sunt genul că nu, nu mai vreau să prezint știri, m-am plictisit. Vreau pentru că odată cu anii capeți experiență, capeți, capeți voce mai puternică și la propriu și la figurat. Și e, e bine ca în Republica Moldova să fie jurnaliști cu multă experiență. Pentru că suntem foarte, foarte mulți tineri în, în sfera asta. Oarecum, jurnaliștii, în special bărbații, după o anumită vârstă, bă, ei se duc în politică, se duc în alte proiecte, pleacă din jurnalism. Și e păcat pentru că au foarte multă experiență și e păcat că, că pleacă. Te vezi într-o emisiune de divertisment sau doar știrile sunt pentru tine potrivite? De nu știu. Eu am participat odată la niște probe, nu voiam, m-au, m-au rugat și am zis că hai să încerc. Și erau vorba de o emisiune de un matinal. Mi-a plăcut la probe, dar parcă, nu știu, parcă simt că nu sunt persoana potrivită. Nu sunt persoana potrivită pentru un matinal sau... Dar chiar ai încercat, nu? Eu am prezentat câțiva ani show-ul de revelion de la televiziune, am mai prezentat și niște evenimente pe scena Palatului Republicii, am mai avut câteva experiențe din astea. Ah, uite, mi-aduc aminte, am avut o scurtă emisiune uh, în cadrul matinalului de dimineață, dar era o rubrica mea, făceam interviuri. Cam așa. <laughs> Niște interviuri scurte cu diferite personalități și se difuza în cadrul matinalului. Da, a fost o perioadă, au fost câteva luni bune, bune de, de acele interviuri. Nu știu, nu știu ce să zic. Din momentul în care nu, nu am încercat această ipostază a mea, nu știu cum aș manifesta. Nu știu. Viața ta întotdeauna este legată de sticlă. Da, așa a fost, uite, de când, de când eram studentă, cu pauzele de maternitate, desigur. Că ziceam că am stat, am stat acasă cu, cu copiii, și în acele acei ani au fost, au fost o pauză, dar am revenit și, uite, cu siguranță pot să-ți spun că, atunci când am stat acasă cu copiii, nu am dus dorul deloc televiziunii. Îți spun asta cu, inima pe, pe, cu mâna pe inimă. Nu am dus dorul televiziunii, pentru că eu știam că. Televiziunea, oricând poți să te întorci în televiziune, oricând, dar la creșterea și educarea copilului trebuie să fie atunci, la momentul potrivit, în primele luni, în primii ani de naștere, să fii în primii ani de la nașterea copilului, să fii alături de ei. Dar în televiziune, oricând poți să revii, la, la orice vârstă, în orice format. Îți da. place să experimentezi? Da, cu siguranță aș da curs a unui proiect nou. Aș, aș încerca, nu știu dacă mass media din Republica Moldova este pregătită, nu știu, să achiziționeze niște formate interesante de peste hotare, să le facem și noi aici. Dar asta înseamnă foarte mult efort, echipă mare, dar totul e posibil și asta a demonstrat, îți ziceam de începuturile în televiziune, când eram studentă, piața era foarte mică, foarte puține televiziuni. Acum Totul e altfel decât era în 2004, 2005, 2006. Oricum, te văd foarte ambițioasă și cred că orice proiect care ar sta sub mâna ta și ar găsi lumină. Da, aș depune și eu efort ca să-i să fac față și, și să fiu la nivel. Vedem ce ne arată viitorul. Întotdeauna ușile pentru tine au fost deschise? Sau se întâmplă cineva să dea cu ușa în nas? Eu mă refer la figurat. Întotdeauna am încercat să intru frumos pe orice ușă și am intrat așa, cu toate calitățile la mine. Adică nu, nu mi-a deschis niciodată ușa cineva ca să intru eu foarte ușor. Am muncit pentru, pentru tot ce am obținut în viață, am muncit. Pentru că dacă nu munceam, dacă nu eram potrivită în calitate de prezentator de știri, nu, nu aveam să fiu atâți ani în acest domeniu. Pentru că alți oameni din televiziune au fost mai mulți sau mai puțini ani și au plecat. Eu am rămas pentru că îmi place și pentru că au încredere în mine. Ziceam dacă oamenii te-au primit întotdeauna deschis sau ai avut și unele momente mai puțin plăcute? Nu, nu, nu mi-amintesc. Nu mi-amintesc. Există situații în care tu poți să fii supărată, o tristă, să ai depresii sau ești un om emoțional foarte sănătos? Da, cum am ști că sunt că suntem bucuroși dacă n-am fi triști uneori. <laughs> sigur, sigur, sunt zile de atunci când ai copii mici, totul e bine și frumos, te uiți la ei cum se joacă și în următoarea secundă se ceartă de la o jucărie sau, doamne ferește, în următoarea secundă cade și se lovește. Păi dacă vetița mea se lovește, mă doare și pe mine atât de tare că poate să mă doară capul de la, de la, lovitura ei, știi? Simt totul și e, e, așa, valuri zi de zi și în viața de familie cu copiii alături și la muncă toți suntem așa nu avem, nu este ceva așa cam masa asta totul, totul drept de vezi, dar și ea are tot felul de striații e o buturugă adevărată, da? Îmi dau seama da, fiecare zi a ta este aglomerată. Cu da, da, așa ca buturu asta, cu diferite momente, cu diferite momente, da, care trebuie cărora trebuie să le, să le faci față. Dar noi alegem cum să ne facem, într cum să ne facem ziua într-o măsură mai mare sau mai mică. Asta și spuneam, am ales să stau mai mult alături de, de copiii mei, să petrecem foarte mult timp în parc, le mai povestesc copiilor mei de la lucru dacă scap o bâlbă și ei râd de mine. de recent mergeam la lucru și ei erau la terenul de joacă în curte și uh, întâmplător, băiețelul m-a lovit uh, cu capul în bărbie. Dar m-a lovit atât de tare că mi-au clănțănit toți dinții și mi-am mi afectat aici pometele. Deci am dus la lucru și vorbeam atât de greu, deci nu puteam rosti cuvintele. Efectiv, aveam un disconfort enorm. Da, un incident din ăsta, știi? Uh, și am făcut niște bâlbe. Nu puteam, uh, nu puteam rosti uh, niște cuvinte și am arătat copiilor mei că le mai povestesc uneori ce se întâmplă, pentru că știi noi cum a fost la școală, cum a fost la grădiniță, dar ce ai învățat la școală astăzi interesant, da, ce am făcut, da, cu cine ai vorbit, dar noi nu le povestim despre, despre viața noastră, cum ziceai tu, că am fost astăzi tristă, uite, nu am avut unde să mă parchez și am avut așa, că nu știu ce mi s-a întâmplat. Ei trebuie să știe și ei din viața părinților ce li se întâmplă, că suntem și noi triști uneori. Și m-am prins la gândul că undeori, atât fetița cât și băiețelul, ei pot să Mă întrebe mami, da, de ce ești tristă? Și eu atunci mă. Nu, de dai de, de ce mă întreb? Pentru că te uiți într-un anumit fel. Copiii simt cel mai Vez? bine. Da, copiii pentru că uh, sunt diferite situații, Pă, nu, nu este doar prăjituri și curcubeie toată ziua. Uh, da, și copilul trebuie să știe că părinții sunt uneori triști, că eu pot fi tristă dintr-o situație sau alta. Nu mai intri în detalii, dar le le spui. Sau ești bolnavă, ai febră, dar trebuie să mergi la serviciu pentru că, cum să nu mergi, așa este jobul. O viață ca. Cu viață firească, ca la fiecare om și știi, uneori când oamenii te întâlnesc pe stradă sau te văd într-un magazin și te recunosc, ei așa automat parcă încearcă să te măsoare și simți că se uită altfel. Și uite, eu niciodată n-am înțeles treaba asta. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că noi, acei care apărăm la televizor, suntem la fel ca ei. Avem aceeași viață, avem familie, avem bucurii, avem greutăți, avem noptine tot felul de nopți nedormite și copilul nostru face aia, aia, aia. <laughs> și avem o viață absolut normală. Noi nu vorbim aici de vedete de calibru din, din alte țări unde se întâmplă lucruri. Nu, noi suntem Oameni ca toți oamenii, oamenii da, te pierzi uneori în biblioteca voastră, știind că aveți una din cele mai mari biblioteci? Da, mie îmi place să să intru în biblioteca soțului, să mai stăm de vorbă și câteodată îmi iau cafeaua și merg la el și mai discutăm. Când nu are timp să discute, beau cafeaua și îmi fug ochii așa pe, pe rafturi. Și atunci pot să-mi iau o carte așa, care mi-a plăcut mie în ziua aceea și să o răsfăiesc în altă zi sau da, trec pur și simplu prin bibliotecă și atunci îmi sare un ochi. Și în funcție de, cum ziceai tu, de stare. Într-o zi îmi place o carte, într-o zi îmi place altă carte sau Dorian vine și zice, uite, am cumpărat niște cărți și ți-am luat și ție ceva special pentru tine și atunci răsfăiesc, citesc. Dar știi, în momentul în care el scrie, sau dacă îți spune, uite, nu am timp, sunt prins exact o idee, nu te superi, Accepți și te retragi să-ți bei singură cafeaua. Da, am învățat lucrul ăsta. Am învățat, da, da, dar n -ai, nu ai cum altfel. Ai învățat acum, dar cum am fost în, inițial? În, în, în Au timp, fost momente -ai. în care tu te-ai supărat. Cum să nu vorbești cu mine? Uh, nu cum am supărat, uh, era un pic de neînțeles pentru mine anumite lucruri, dar pe urmă am învățat că așa, așa este Dorian. Sau, uite, noi stăm în bucătărie, discutăm ceva, despre ceva și discutând, 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 Dorian îmi zice, uite, stai aici, a, 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 mă duc să scriu ceva, mi-a venit un gând, revin. <laughs> și atunci el se duce să, să scrie că i-a venit o idee. Sau poate să-mi zică, nu știu, poate să-mi că scrie... Scrie, notează undeva două cuvinte cheie. Două cuvinte cheie care mie nu -mi spun nimic, dar pentru el e o, întreagă, e o întreagă idee. E foarte interesant. Da, trebuie să accepti, Noi suntem toți diferiți. Și trebuie să înțelegi cursul da, acestei da, și... vieți, acestei zile, acestei idei, acelor două cuvinte. Da, da, și trebuie să faci față provocărilor trebuie să, trebuie să înțelegi. Uite, și copiii știu, dacă tata bea cafeaua în bibliotecă, nu îl deranjează nimeni. Fetița mai puțin, că e mică, dar băiatul știe. Dacă tata își bea cafeaua, dimineața nimeni nu intră în bibliotecă. Și eu, nici eu nu intru în bibliotecă. Poate să ardă casa. Eu zic că mă glumesc. <laughs> nu știu, mă macină pe mine o întrebare, îmi trebuie să-i zic ceva, eu... dar eu nu intru în bibliotecă pentru că este o plăcere a lui Dorian să-și bea cafeaua dimineața singur în bibliotecă. E plăcerea lui. Da, accept. Da, eu accept. Uh, uneori uh, bem cafea împreună, mai rar uh, dimineața, este timpul lui uh, la cafea. El își bea cafeaua, uh, nu știu, răsfăind o revistă științifică sau uh, nu știu, făcând alte lucruri. Nu știu, nu sunt în bibliotecă când el își bea cafeaua. Da, și nu văd nimic ciudat în asta. Era, nu văd absolut te nimic te normal în asta. Ai. Nu, asta a venit și în timp uh, uh, ușor cumva. Nu, nu a fost niciodată lucruri din asta. Uite, asta, 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 asta se face, asta, asta nu se face. Nu, absolut niciodată n-a fost așa. Dar am și o străietățile mele pe care probabil Dorian uh, le acceptă. Așa, ca în orice familie, ca în orice familie. Sunt momente Vine, din astea. Dorean își bea cafeaua singur dimineața în bibliotecă. Noi hai să bem câte un vin <laughs> și am să-ți dau un vin de acesta și acasă ca să îl savurezi. Cu Dorian. Poate te primești în bibliotecă cu vin, dacă nu cu cafea. <laughs> Când ești sinceră cu tine, ce îți pui? Să am multă, multă, multă răbdare cu copiii. Să fiu mai echilibrată. Să am timp să învăț cât mai multe lucruri. Să fiu deschisă spre anumite lucruri. Să fiu un om bun. Deja ești un om bun. Îți mulțumesc tare mult pentru deschidere. Cu drag. Pentru biblioteca aceasta de cuvinte, care am reușit să o sorb în cadrul podcastului nostru. Mulțumesc că ai venit cu cămașa aceasta frumoasă. care am vorbit atât de mult despre ea, dar într-o zi o să-mi cos cămașa mea, cu siguranță. Mie îmi place să am brodat de micuță câte ceva, dar m-am și documentat, acum este un club, un maestria, unde se coase ceva fantastic și aș vrea să-mi cos, dar e și acolo o nevoie de foarte multă dedicație și la moment nu am acel timp pe care să-l dedic cu sutului, dar am să o fac, pentru că ca și în cazul grădinăritului, ca și în cazul nu știu, călătoriilor, lecturii și cu sutul este o terapie care îți face să fie bine cu sufletului. Cu siguranță voi face asta, într-o zi îmi doresc tare mult. Ai răbdare, eu sunt sigură că la următorul podcast vei veni încă cămașa cu sută de tine. <laughs> Avem o sticlă de vin și pentru tine și pentru Dorian. Să o savurați aici, găsești și revista Vic Magazine, te rog Mulțumesc. să iei. Așa. Mulțumesc. O punem la, la rece pentru că este vin alb, da? Un o punem la rece și cu siguranță o savurăm. Cu drag. O savurați în bibliotecă cu vinul. Cine nu te primește? Nu știu dacă în bibliotecă, poate în living. <laughs> Vedem, <laughs> nu știu. Alegeți voi. Mulțumesc. Mulțumesc fie. Cu drag.